O simplă idee de licență a devenit pentru o tânără din Buzău o afacere profitabilă. Cu un aranjament din plante suculente, Andreea și-a convins profesorii că merită să termine facultatea de horticultură cu 10. Nota maximă, dar și aprecierile primite, i-au deschis tinerei din Buzău un nou drum. O afacere profitabilă, se pare. Imediat, colega mea din Buzău, Marilena Dinu, va explică această afacere cu plante suculente. Rezistente, ușor de întreținut, dar spectaculoase prin forma și culoarea frunzelor, plantele i-au atras imediat atenția Andrei. Așa că, după ce a reușit să-și convingă profesorii că ceea ce iese din mâinile ei este ceva spectaculos, fata s-a întors acasă unde și-a început propria afacere. Prima mea plantă suculentă a fost cumpărată chiar de la un târg din cadrul Facultății de Horticultură, Zilele Horticulturii. Mi-am cumpărat o eșeveria, o plantuță mică, o rozetă de 4 cm diametru și de la acea plantuță am început să Înmulcesc. Chiar în camera ei și-a improvizat propria seră. Aici își petrece cea mai mare parte a timpului, îngrijește plantele, le înmulțește. Primii clienți au venit din mediul virtual, iar când a ieșit la primul târg, i-a convins și pe cei mai pretențioși clienți că aranjamentele ei merită cumpărate.